Dragoș, un prim test bun pentru voi. Ați pierdut, dar ați făcut-o pe final. Ați condus o bună parte din timp. Da, într-adevăr, am pierdut acest meci, însă eu nu sunt foarte mulțumit de cum am jucat azi ca echipă, având în vedere că sunt foarte mulți jucători noi și un staff nou. Cred că prima repriză a fost destul de bună pentru noi, ne-am creat foarte multe ocazii și repriza a doua s-a văzut că am fost puțin încărcați cu toții și ne-a fost puțin mai greu. Dragoș, cum e cu Adi Mutu pe bancă? Cum să fie? E primul meci cu el pe bancă. Este foarte bine. Încercăm să punem toate lucrurile la punct până începe campionatul și să fim pregătiți. Ce v-a spus după meci? E mulțumit? N-am apucat să vorbim cu dânsul, însă am vorbit la pauză și mi-a spus să se obținem așa pentru că a fost bine. Cum se simte asta, noua echipa Craiovei care se construiește aici, în Slovenia? Păi cum să se simtă? E foarte bine. Încercăm să ne pregătim cât mai bine ca să avem rezultate în Liga 1 când începem. Ce înseamnă rezultate în Liga 1 pentru voi? Păi luăm fiecare meci, jucăm fiecare meci la victorie, asta am și vorbit. Chiar înainte de meci am spus că nu contează adversarul, noi vrem să câștigăm. Crezi că se poate ca la finalul campionatului să fiți undeva în play-off? Sigur că da. Eu cred că avem puterea asta de a intra în play-off fără nicio problemă. Mersi. Mulțumesc.